găsit, dragi telespectatoare, dragi telespectatori, sunt Rodica Baciu și vă invit să urmăriți o nouă ediție specială a emisiunii Pentru Noi Femeile. O ediție specială realizată acum la cumpăna dintre ani. Și m-am gândit ce subiect să alegem și m-am gândit că întotdeauna când se încheie un an și începe altul nou și avem un moment de bilanț, privim înspre viitor și dorim să ne încărcăm cu putere, dorim să ne încărcăm cu înțelepciune ca să nu repetăm greșelile făcute în trecut și oare unde găsim această putere și înțelepciune? Și gândul meu m-a dus spre cămăruța rugăciunii, acolo unde stăm fiecare pe genunchi și primim de la Dumnezeu toate resursele necesare pentru a merge biruitori înainte, cu carul său de biruință, așa cum ne promite în Sfântul Său Cuvânt. Pentru această ediție am invitat alături de mine în studio o femeie a rugăciunii, o femeie înțeleaptă și puternică. E vorba de doamna Mirela Pețan, coordonatoarea rețelei de rugăciune pentru România și fondatoare, alături de soțul dânsei, a postului de televiziune creștină Alfa Omega TV. Bine ați venit în studioul Credo TV! Mulțumesc pentru invitație, e o bucurie să fiu parte la această emisiune, mai ales că e vorba de rugăciune. Și pentru noi, deoarece dumneavoastră sunteți obișnuită să primiți invitați și să transmiteți, iată că de data aceasta sunteți invitată și suntem onorați să avem aici, la Cluj, în studioul nostru, o persoană cu așa multă experiență și, în primul rând, cu așa multă pasiune pentru rugăciune. Și aș vrea să îmi spuneți de ce, ca o femeie iubitoare de Dumnezeu, care putea să aleagă atât de multe domenii și oricare altă disciplină spirituală, de ce ați ales rugăciunea? Aici se pune problema puțin diferit. Nu eu am ales rugăciunea, ci Domnul m-a chemat să intru în această dimensiune, pentru că a fi implicat poate mai mult în rugăciune decât poate în altă disciplină spirituală este legat de chemarea pe care Domnul pune peste viața cuiva. Și chiar de când m-am întors la Domnul în urmă cu 20 și ceva de ani, pentru că provin dintr-o familie de tradiție ortodoxă și m-am întors la Domnul la 40 de ani, de la început, am avut această dimensiune a rugăciunii în viața mea foarte puternică. O pasiune inexplicabilă la început, dar știu că am iubit rugăciunea de cum am făcut ochii în Împărăția Lui Dumnezeu, cum s-ar spune. Și Domnul încetul cu încetul m-a crescut, m-a pregătit, m-a antrenat și încă mai am foarte multe de învățat. E o călătorie în care nu poți să spui niciodată că știi prea mult, că știi că ai experimentat foarte multe lucruri. Dincolo de toate acestea, cred că este acea foame după Dumnezeu care te face să vrei mai mult și să dorești să crești tot mai mult în cunoașterea Lui și în relație cu El. Pentru că în finalul rugăciunea este un privilegiu extraordinar de a sta de vorbă cu Domnul și de a primi gândurile Lui, ceea ce este o onoare extraordinară și o bucurie imensă. Deci, efectiv, nimic altceva nu mă poate umple de bucurie așa de tare ca atunci când Domnul vorbește, când mi-arată lucruri. E așa o bucurie care îți umple viața și ai sensul vieții împlinite, ai sensul existenței împlinite. Mi-a plăcut mult ce ați subliniat, că de fapt nu a fost ideea dumneavoastră sau viziunea dumneavoastră să vă lansați, să vă axați pe această disciplină spirituală, ce a fost ideea lui Dumnezeu. Auzim peste tot îndemnuri la a ne contura viziunea personală, a lucra să o implementăm. Și e bine, pentru că sunt foarte mulți oameni care n-au nicio strategie, nicio viziune, niciun plan cu privire la viață, n-au obiective, ceea ce consider o mare pierdere. Dar eu cred asta și mă bucur că am auzit și de la dumneavoastră că, de fapt, Dumnezeu are un vis pentru fiecare dintre noi. Exact, așa este. Și adevărata viziune care ni se potrivește e când am descoperit visul Lui și începem să umblăm în El. Da, pentru că Dumnezeu are
să zic, un destin pentru fiecare. Ne-a născut cu un anumit scop pentru părăția lui, pe fiecare în parte. Poate unul are darul ajutorării, altul are darul închinării, în sensul laude și închinării. Deci, sau diferite alte daruri. Exact, sunt foarte multe daruri în trupul lui Hristos, dar fiecare este împlinit atunci când darul în care, pe care Domnul i-l-a dat și chemarea pe care Domnul i-a dat-o este și slujirea lui, de fapt, în trupul lui Hristos. Atunci când încerci să faci altceva decât Domnul ți-a pus pe inimă, este o lucrare a puterilor noastre și rezultatul este efort, stres, lipsă de eficiență și un sentiment de irosire. Sunt așa de mulți care poate aleargă pe alt culoar decât cel pe care Dumnezeu l-a destinat. Și atunci se simt neîmpliniți și frustrați și nu știu de ce. Sfatul meu este ca fiecare să stea în odăiță cu Domnul și să te, Doamne, la ce m-ai chemat de fapt? Poate că e un lucru mai mărunt, poate că e un lucru mai puțin spectaculos. Rugăciunea nu este un lucru spectaculos, este un lucru de planul 2, de stat în spate, deci nu e o lucrare care e să te scoată în față. Din punct de vedere al oamenilor, da, e pe planul 2, exact. Că de fapt ești în planul 1 vis-a-vis de Dumnezeu, că afli primul. Da, dar zic că din punct de vedere al oamenilor, percepțiile sunt diferite, evaluările sunt diferite, dar dacă ești acolo unde te vrea Dumnezeu, ești împlinit și ești roditor și faci ca să înflorească și cei care sunt în jurul tău, nu doar tu bucurându-te de a fi în centrul voii lui Dumnezeu pentru viața ta. Iată un prim lucru care vreau să ne-l notăm, că dacă tot suntem la sfârșit de an și la începutul unui nou sezon pe care ne-l dă Dumnezeu și cine știe câte pot să urmeze în anul care vine, să ne facem viziunea personală, dar și să privim la ea prin prisma rugăciunii, așa cum a zis. Acolo în cămăruță Dumnezeu să ne descopere ce are pentru noi ca să fim, ca să fim eficienți. Da, chemarea pentru o viață de rugăciune, să zic mai intensă, Dumnezeu o dă poate mijlocitorilor lui sau oamenilor rugăciunii, cum sunt mai cunoscuți în sfera creștină, dar fiecare om, fiecare creștin este chemat să se roage și, practic, comunicarea lui personală cu Dumnezeu îi dă revelația chemării pe care Dumnezeu are pentru fiecare în parte. Așa că, acum, la această cumpănă între ani, i-aș îndemna pe cei care ne urmăresc să meargă în cămăruță și, dacă încă nu știu exact ce Domnul are pentru ei, să-L întrebe pe Dumnezeu. Sigur, Dumnezeu abia așteaptă să-și descopere planul pentru fiecare dintre noi, pentru că e un tată iubitor și vrea ca fiecare să fim împliniți, să fim fericiți. Și suntem împliniți și fericiți doar atunci când suntem în centrul voii Lui. Aveți o definiție a rugăciunii care ați formulat-o personal sau o definiție care vă place mai mult? Nu m-am gândit la asta, dar rugăciunea este o... este o stare naturală a unui creștin. Ar trebui să avem acest dialog continuu cu Dumnezeu noi. Să nu avem o definiție. Este, eu îl definez, să zic, starea mea de vorbă cu Tata. Cu Duhul Sfânt, cu Domnul Iisus, deci cu Dumnezeu. Cele trei persoane reprezentate prin care îl cunoaștem, dar... rugăciunea este, de fapt, ca respirația noastră. N-ar trebui să ne fie ceva străin sau ceva pe care să-l fac într-un anumit cadru, într-un anumit mod, într-un anumit context. Doar atunci mă rog și în rest îmi văd de ale mele. Domnul ne vrea să ne rugăm neîncetat, spune Scriptura. Cum putem face lucrul acesta? E foarte simplu. Când merg pe stradă, când sunt acasă, când fac treburi gospodărești, când conduc mașina, când... mai ales când merg și am întâlniri cu diverse persoane, atunci tot timpul zic, Doamne, acum vină cu mine, călăuzește-mă, arată-mi, deschide-mi uși, vorbește-mi, fă-mă să înțeleg. Deci e o stare continuă de a sta de vorbă cu Dumnezeu, pentru că El este cu noi în permanență, în fiecare clipă. El dorește să aibă această comunicare continuă cu noi, inclusiv când merg la cumpărături. N-am timp de multe ori și zic, Doamne, acum ce ai Tu pentru mine aici? Arată-mi. Când merg să cumpăr cadouri, că e sezonul cadourilor acum, da? N-am timp să pierd căutând și, uneori mă mai relaxez
plimbându-mă într-un magazin și uitându-mă să văd ce aș găsi frumos. Dar de cel mai multe ori sunt cam cu timpul limitat și atunci mă rog, Doamne, arată-mi ce ai Tu aici pentru noi. Și găsesc repede și... O călăuzire care cu siguranță ține cont de nevoile sau dorințele persoanei care va primi acel cadou. De cele mai multe ori a fost punct ochit. Se confirmă. Punct lovit, da. Deci inclusiv în domeniul acesta al vieții cotidiene, al vieții obișnuite, în care poate mulți se gândesc cum să le implic pe Dumnezeu în așa ceva. Este o treabă prea măruntă ca să vină Domnul aici cu mine. Dar nu, am învățat de mult, de mult, că Domnul chiar vrea să implice în fiecare lucru. În vremuri mai grele, când am avut o perioadă de teste, noi ca și familie, la începutul vieții noastre de credință, când am învățat dependența de Dumnezeu, pentru că e o lecție grea după ce 40 de ani ai fost obișnuit să te descurci singur, fără Dumnezeu, și soțul și eu ne-am întors la Domnul la vârsta de 40 de ani, ei, în acea perioadă de câteva luni când am învățat aceste lecții ale Domnului de a depinde de El, am avut și perioade financiar mai strâmtorate. Dumnezeu ne-a luat niște pârghi de care noi ne-am ancorat ca să ne arate că El ne poate purta de grijă în mod suveran și în mod supranatural chiar. Și în vremea aceea obișnuiam cu un buget micuț să mă duc la cumpărături pentru mâncare, pentru familie și zic, Doamne, acum Te rog, ajută-mă să intru în bugetul ăsta cu tot ce am nevoie. Și surpriza a fost de fiecare dată că nu că mi-au ajuns banii, dar mi-au mai și rămas și am cumpărat absolut tot ce mi-a trebuit, calitativ la superlativ, și a fost Harul Dumnezeu efectiv, manifestat într-un lucru mărunt. Spun acest lucru ca să fie o încurajare pentru mulți care poate se gândesc acum, o, n-am să pun pe masă pentru cei dragi cu tare sau cu tare lucru, sau nu pot să fac un cadou extravagant cuiva. Contează așa de mult să-L implicăm pe Dumnezeu în fiecare lucru mărunt, obișnuit al nostru, pentru că Dumnezeu este în noi, este cu noi și chiar dacă noi nu conștientizăm faptul că mergând într-un loc, Duhul Domnului este în noi, noi purtăm pe Domnul în acel loc, dar nu-L întrebăm sau nu comunicăm cu El. E ca și cum mergi cu cineva foarte drag și nu-i dai voie să vorbească. Și îl ții deoparte și îl ții lângă tine ca pe un obiect. Deci Domnul vrea să se implice în viața noastră. Oare mai crede El că este foarte drag dacă procedăm așa? Poate mulți se sfiesc, să zic, nu că nu-L iubesc pe Domnul, dar se sfiesc ca să nu îl ofenseze pe Dumnezeu, să zic, implicându-L în lucrurile așa mărunte. Dar Dumnezeu practic vrea ca să se implice în absolut fiecare detaliu al vieților noastre pentru că îi pasă de noi. Și pentru că ne iubește foarte mult și ne vrea binele în absolut toate planurile vieții noastre cotidiene. Aș vrea să ne povestiți despre rețeaua de rugăciune pentru România. Eu sunt așa de încântată de când am auzit că există și aș vrea să știu când s-a înființat și din ce considerente și de când v-ați implicat dumneavoastră acolo. Da, rețeaua de rugăciune pentru România a pornit în 2001. Pe 1 septembrie, la inițiativa unui grup de frați, oameni ai rugăciunii care erau misionari în România, erau din Statele Unite. Și prin contextul hotărât de Dumnezeu, am fost și eu implicat sau parte, am fost alături de coordonatoarea de atunci a rețelei de rugăciune, Marian Graham, chiar cumva în echipa ei, chiar de la început. Și eu eram relativ proaspăt în credință, eram în primii ani. Am învățat mult împreună cu ea și în anul 2005 ea s-a retras, a plecat înapoi acasă, în Statele Unite și rugându-se a primit de la Domnul gândul că ar trebui să predea mie responsabilitatea acestei rețele de rugăciune pentru România, mai ales în contextul și al conexiunii cu lucrarea Alfa Omega, care i-a văzut ca un potențial sprijin pentru ca rețeaua de rugăciune să crească. Așa am început eu să mă implic direct ca și coordonator al rețelei de rugăciune din 2005. Rețeaua de rugăciune în 2001 a fost pornită cu foarte mult entuziasm. Au fost biserici care și-au asumat fiecare o zi anume a lunii și asigurau prin membrii bisericii respective rugăciune 24 de ore din 24 pe anumite puncte pentru România. Pe când am ajuns eu să mă implic în rețeaua de rugăciune pentru România, deja lucrarea asta s-a diminuat foarte mult și
practic, mai erau câteva biserici care se mai implicau în felul acesta, dar nu prea multe. Am avut o perioadă destul de grea, am încercat așa, m-am tot rugat mult, am dus, să zic, această responsabilitate care a fost destul de copleșitoare pentru mine la început, o vreme și am avut chiar gândul să renunț. Am zis, Doamne, aparent nu mai... nu aveam feedback-uri, nu primeam la cerere de rugăciune, nu primeam niciun comentariu sau poate o descoperire de la Domnul sau o încurajare. N-am prea primit reacții și era ca și cum aș fi fost așa într-o cameră singură, deci fără niciun răspuns de nicăieri. Ca și fără o rețea, ca și cum aș fi fost deconectată de rețea. Când mai călătoream în diverse locații și mă întâlneam cu oameni care erau implicați, știam că sunt ca biserică implicați în rețeaua de rugăciune, îmi spuneau că dacă se mai roagă, că primesc puncte de rugăciune și se mai roagă. Rețeaua de rugăciune cum funcționează? Sunt puncte de rugăciune pentru țară în esență, dar și pentru Biserica Domnului la general și pentru Israel. Acestea sunt cele trei dimensiuni ale punctelor de rugăciune care sunt trimise lunar prin mijloace electronice. Mai nou le trimitem și prin poștă la cei care le doresc în felul acesta pentru că nu au acces la e-mail sau la site. Dar te spuneam că am avut și gândul să renunț și rugându-mă, Doamne, ce fac? Mă opresc? Aparent nu are sens. Între timp am perceput că s-au dezvoltat și alte mișcări de rugăciune în țară. Zic, ok, înseamnă că probabil rețeaua de rugăciune și-a atins scopul, au pornit alte lucrări de rugăciune în țară și este ok. Și Domnul mi-a zis, nu, continuă. Și am continuat. Și încetul cu încetul m-am rugat mult ca Domnul să restaureze rețeaua de rugăciune pentru România, să aprindă din nou pasiune, foc pentru rugăciunea pentru țară. Și am început să văd lucrul acesta crescând. Da, nu mai sunt biserici sau oameni care se roagă non-stop pentru România, dar există nuclee, oameni în diverse locuri care se roagă pentru țară la timp și la nelatim, pentru că am avut așa încredințarea că trebuie să ridic această povară de pe popor. Mulți au fost prea obosiți să se mai roage nopțile. Zice, ok, Duhul Sfinte, când tu consideri să-i trezești pe oameni, se roage pentru un anumit motiv, știu că ei vor face acest lucru, dar să nu fie ca obligație. Asta a fost pentru sezonul acesta. Nu înseamnă neapărat că nu se va reveni la rugăciune neîncetată pe viitor, dar pe perioada aceasta, acum așa funcționează rețeaua de rugăciune. Oamenii se roagă când au grupe de casă, când au grupe de rugăciune, se roagă individual cei care primesc puncte de rugăciune prin e-mail sau prin scrisori, cum spuneam. Mulți le iau de pe site, mai este și Facebook-ul ca instrument de transmitere a punctelor de rugăciune. Nu știu cât este de mare rețeaua, sinceră să fiu, pentru că numerele pe care le avem noi ca și număr de scrisori sau de e-mail-uri, aparent nu sunt foarte mari, dar știu că sunt oameni care primesc punctele de rugăciune, apoi le multiplică și le duc la grupe, le multiplică și le duc la vecini, la oameni care sunt din diverse biserici, poate nu neapărat lideri atât, cât oamenii care au pe inimă să roage pentru țară, fac lucrarea aceasta. Și în finalul finalului, Domnul știe exact cât sunt în momentul de față implicați, activi în această rețea. Dar bucuria este că, uitându-mă în urmă acum, chiar aseară, pregătindu-mă puțin pentru această emisiune, m-am uitat pe punctele de rugăciune pe care le-am transmis în timp. La început de an și la sfârșit de an. Și uitându-mă la ceea ce Domnul a făcut în România, în perioadele respective, am văzut că Domnul răspunde la rugăciuni. Și este mare bucurie acest lucru, este mare binecuvântare. Deci pe cei care sunt înascunși, pe foarte mulți nu-i cunosc, pe cei mai mulți nu-i cunosc, dar pe acești care sunt înascunși și care sunt credincioși și n-au încetat să se roage, poate unii pentru o perioadă de timp, la un moment dat s-au alăturat alții, deci Domnul știe exact dinamica acestei rețele, dar a existat și există această rugăciune pentru țară. Și versetul cheie este 2 Cronici 7:14, care este versetul celor care sunt chemați să aducă voia Dumnezeu pe pământ în final. Am putea să-l citim. 2 Cronici 7:14, deci dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea și se va bate de la căile lui rele, atunci, spune Domnul, îl voi asculta din ceruri,
și voi tămădui țara. Deci este un verset extraordinar. Recent cineva m-a întrebat, dar care este poporul acesta la care Domnul răspunde? Clar că 2 Cronici 7 cu 14 este în vechiul legământ care a fost dat poporului Israel, dar noi suntem cei altoiți în măslin acum. Suntem poporul Domnului și noi altoiți în măslin. Deci avem absolut aceeași autoritate și același drept să folosim acest cuvânt pentru țara noastră. Și eu înțeleg la fel, ținând cont și de faptul că împărăția lui Dumnezeu va cuprinde oameni din orice neam, exact, din orice generație, da, și Domnul Iisus ne trimite să-i întoarcem la El din orice, exact, din orice neam, atunci cu siguranță că și acele promisiuni sunt valabile. Adică răsplata căutării lui Dumnezeu și pocăința sinceră va, da, aduce aceleași binecuvântări care au fost gândite pentru Israel în mod inițial, la început. Ați spus deja versetul acesta și îl consider ca o proclamație de binecuvântare peste România, deși are niște condiționări acolo. Da, așa este. Aș vrea să ne povestiți despre strategie și viziune care este cumva construită pe acest verset. Din punct de vedere strategic, am spus, sunt aceste puncte de rugăciune care pleacă odată pe lună. La începutul lunii sunt trimise prin mijloace electronice sau poștale. Din anul 2011, la recomandarea intensă a Domnului, am început o emisiune care se numește Puterea Rugăciunii și la început de lună prezint aceste puncte și în emisiunea Puterea Rugăciunii. Pe unele le accentuez, pe altele le subliniez, pentru unele mă rog, dar este o formă de a transmite puncte de rugăciune și în felul acesta. Apoi, ca și viziune, percepția a fost că în această rugăciune în unitate, chiar dacă oamenii se roagă la momente diferite de timp, dar este o rugăciune în unitate a multora din trupul lui Hristos care vin în acord unii cu alții, chiar dacă sunt la momente diferite. Și am avut gândul acesta puternic că se eliberează un val de binecuvântare peste țară, se eliberează prezența, puterea Domnului peste România și lucrarea Lui se împlinește în felul acesta. Și spuneam că prin punctul de rugăciune pe care Domnul mi l-a pus pe inimă de multe ori, oamenii care s-au rugat, s-au rugat cu credincioșie și multe puncte de rugăciune sunt, au, nu pot să spun că lista aceasta de puncte de rugăciune este nouă la fiecare lună, pentru că foarte multe puncte de rugăciune au un istoric deja. De exemplu, lupta anticorupție în rugăciune, am început-o cam prin 2011, da? Și continuă de atunci. Ce s-a extins ca și subiect de rugăciune este faptul că Domnul mi-a arătat să punem ca cerere de rugăciune și de structurarea unor rețele de trafic de influență și transnaționale, transfrontaliere, și am început să vedem rezultate acum, dacă ne uităm. E un exemplu. Au fost momente critice pentru țara noastră în ultimii ani. În 2014, de exemplu, a fost alegerea președintelui. Și Domnul mi-a arătat în 2014 că eu nu am de răscruce pentru țara noastră. În 2014 a mai fost un element interesant pe care l-am subliniat prin punctele de rugăciune, faptul că au trecut 70 de ani de la acceptarea comunismului în țara noastră. În august, 23 august 2014, se împliniseră acești 70 de ani și ne-au rugat ca această robie a comunismului să fie ruptă de peste România și să intrăm într-un nou sezon de libertate. Și pe finalul 2014, Domnul a răspuns prin faptul că a ridicat un președinte pentru națiunea noastră, un om care ne-a rugat mult să fie un om integru, un om cu frică de Domnul, și constatăm că este un om care mărturisește, care are frică de Domnul și care stă pe niște principii de integritate. Chiar dacă poate nu n-am fost toți de acord cu el sau poate nu-l placem toți. Sau pe unii a mai pe dezamăgit. Da, nu, deci nu pot să spun, dar am fost convinși, pentru că a fost rugăciunea noastră atunci, nu a rugat specific pentru persoana X sau Y, ci ne-a rugat, Doamne, facă-se voia Ta
Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, acum, în acest moment, pe teritoriul țării noastre. Și în finalul finalului, asta este rugăciunea cheie a noastră ca națiune acum. Pentru că lucrurile sunt așa de confuze în jur. Dacă rugăciunea noastră nu este centrată pe voia lui Dumnezeu pentru țara noastră, putem să cădem în greșeala de a ne ruga voia noastră sau dorințele noastre, ceea ce poate nu coincide deloc cu ale lui Dumnezeu. Sau poate avem impresia că discernem corect, dar de fapt Domnul are alt plan. Deci Dumnezeu știe exact ce are de făcut cu fiecare națiune în parte. Dar este o rugăciune cheie pentru țara noastră acum. Asta cumva Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc acest lucru cu toți cei care ne urmăresc. Este... Chiar aș vrea să ne spuneți care sunt motivele principale acum de rugăciune pentru ca cei care ne urmăresc să poată să se conecteze și ei în unitate. Da, pe invit pe toți cei care doresc să se alăture aceste rețele de rugăciune pentru țară să o facă. Este un site, se numește prayernet.ro, poate că o să-l puteți afișa. Să-l și afișăm, da. Este un număr de telefon pentru cei care doresc să primească poate cerere de rugăciune prin poștă, în plic, poate n-au acces la un calculator. Deci avem aceste mijloace de a transmite punctele de rugăciune. Spuneam pentru acest final de an, mai ales în urma alegerilor care tocmai au avut loc. Și la începutul 2016 chiar am pus ca și motiv de rugăciune să fie, și am primit la Domnul că va fi un an de binecuvântare, de har, de unitate. Și în mod surprinzător, într-un fel, este un răspuns la această rugăciune, pentru că, iată, avem un parlament care are un factor de majoritate suficient de puternic ca să nu fie prea mare fragmentarea în interiorul parlamentului, în interiorul guvernului. Chiar dacă e aparent un răspuns care pe unii îi surprinde, dar Domnul așa a ales să lucreze. Și pentru acest an a fost ca motiv de rugăciune să fie un an de binecuvântare, de har, de pace, de rodire, unitate în biserici, unitate în poporul român, trezirea conștiinței naționale a românilor, apoi trezirea românilor la scală națională prin lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt, întoarcerea românilor spre Dumnezeu, reformă în Biserica Domnului din România pentru a fi tot mai mult lumină și sare în societatea românească, având revelația și trăirea principiilor împărăției lui Dumnezeu, oameni noi, integri cu frică de Domnul în vremuri noi, curățirea de corupție în societatea românească, pacea și protecția României în interior și la granițe, înțelepciune și călăuzire de la Dumnezeu pentru liderii țării în decizii, alinierea continuă a României la voia Domnului, ca România ca în România să se împlinească voia Tatălui în fiecare zi și pentru Israel, binecuvântarea și protecția Israelului, trezirea evreilor și relații bune ale României cu Israelul, pentru că știm, Scriptura ne spune că cine binecuvintează Israelul va fi binecuvântat. Deci este un subiect important în rugăciunea noastră ca și popor creștin din România pentru frații noștri din Israel. Și pentru cei care încă nu sunt frați și nu-L recunosc încă pe Mesia. Da, dar într-un fel suntem oamenii cărții, cum suntem numiți, evrei și creștinii, pentru că împreună avem ca și bază Scriptura. Aceeași carte. Da. Frumoase motive de rugăciune și chiar eu vreau să confirm despre trezirea conștiinței naționale a românilor și acea dragoste pentru țară. Da. Am observat o schimbare anul acesta cu ocazia zilei de 1 decembrie. Uh-huh. Eu eram plecată într-o delegație în Germania, dar am văzut pe Facebook foarte, foarte multe mesaje. Domnul să binecuvinteze România, România te iubim și multe, multe cuvinte de binecuvântare de la persoane care, unele chiar foarte apropiate mie, care altă dată nu aveau obiceiul, nu se preocupau să binecuvinteze sau să afișeze că suntem mândri să fim români. Da. Apoi am văzut cu multă bucurie și dragoste afișarea drapelelor naționale, îmbrăcarea unor ținute populare sau cu motive, chiar dacă mai sunt mai modernizate. Și mi-am dat seama că
oamenii încep să iubească țara și asta e ceva care numai Dumnezeu a lucrat în inima lor. Da, și noi, cei din spate care ne-au rugat pentru lucrurile astea, nu putem să spunem decât slăvit să fie Domnul pentru că răspunde la rugăciuni. Și am văzut și multe alte răspunsuri de felul acesta care încep să apară. Un alt motiv de rugăciune, mi-am adus aminte acum răsfoind aceste motive, în 2010 sau 2011, Domnul mi-a pus pe inimă că sunt niște comori extraordinare în inimile românilor. Dar cu atâta vorbire de rău pusă peste români, aceste comori au fost cumva îngropate. Și că vine o vreme când românii pur și simplu vor începe să strălucească în Împărăția Lui Dumnezeu. Și am început o rugăciune de restituire a acestor daruri și chemări pe care Dumnezeu le-a pus în inimile românilor. Fiecare națiune are o chemare specifică, are daruri specifice. La români, din darul acestea care sunt puse de Domnul în inimile românilor și pentru care ne rugăm acum restituire, restaurare, intrare practică a românilor în chemare și destin. Așa cum s-a întâmplat cu proprietățile imediat după Revoluție, retrocedarea lor, adică din împărăția întunericului, unde totul a fost pus sub obroc, să avem curajul să... Da. Deci este multă bunătate, este o creativitate deosebită, este un sunet, e o chemare de a fi închinători înaintea Domnului. Și am remarcat că CRO a pervertit acest dar care vine din generațiile anterioare, acest dar de a te închina, de a cânta într-un mod extraordinar. Noi avem niște cântece în folclorul românesc extraordinare, dar au fost pervertite de cel rău, pentru că doinele, cântecele de jale, care de fapt, cum am spus, că sunt cântece de la moarte spre moarte. Dumnezeu va restaura sunetul românesc și va fi un sunet de la viață spre viață. Și începem să vedem că începe un cântec nou, tot mai puternic și tot mai mult prin generațiile de închinători care sunt acum și cred că va impacta națiunea română într-un mod extraordinar. Deci, după aceea, cred că este o creativitate deosebită în poporul nostru, cum spuneam. O bunătate, o dragoste naturală pentru oameni și o dragoste naturală pentru Dumnezeu este inima românilor. Ei, toate lucrurile astea au fost îngropate adânc sub foarte mult dispreț, foarte multă vorbire negativă care a fost peste români, prin limbajul românilor, care este foarte negativ și foarte greu, acoperă, pune jos pe foarte mulți. Ei, cred că Domnul va începe să lucreze și la aceste dimensiuni. Deci toate astea au fost puncte de rugăciune, în momente diferite, în ani diferiți, și cred că vom începe să vedem rezultate. Și pentru anul care urmează sunt aceleași sau aveți lucruri și mai noi? Pentru anul care urmează, ce mi-a arătat acum, chiar venind încoace, mi-am primit un gând că va fi o bătălie foarte mare pentru țara noastră. Dacă anul acesta care se încheie, 2016, la începutul anului, Domnul ne-a spus că va fi bătălia pentru familii. Și apoi a fost toată această istorie a acestor demonstrații în unitate a Bisericii Domnului din ca români, vreau să zic. Nu doar în România, ci pe tot globul, practic. A fost o demonstrație a modului în care Dumnezeu a lucrat unitate și cum poporul Domnului s-a angrenat în această luptă pentru familii. Să nu uităm de acest referendum care se dorește a fi organizat, colectarea acestor 3,5 milioane, am înțeles, de semnături pentru organizarea acestui referendum. Deci bătălia pentru familii a fost anul acesta cu adevărat. Ce o considerați o bătălie câștigată? Nu, va fi o bătălie care trebuie continuată, pentru că poate de multe ori și în rugăciune obosim sau ne plictisim să ne rugăm pentru un anumit subiect, dar nu avem voie. E nevoie de perseverență, sunt bătălii uriașe la care e nevoie să ne unim și mai mulți ca să putem duce biruința mai departe. Deci a fost cazul acesta al familiei Bondariu, a fost o biruință a Domnului, dar a arătat Dumnezeu un lucru, că este importantă unitatea trupului lui Hristos. Și e important, foarte important, să strângem rândurile, dincolo de tot ce ne-ar putea despărți. Să nu ne mai uităm la lucrurile care ne despart. E foarte important să strângem rândurile. Vremurile care ne stau înainte sunt vremuri de mari provocări, dar și de mari binecuvântări. Și din perspectiva asta trebuie să ne uităm la ele. Nu cu teamă, ci cu bucuria lucrării Lui Dumnezeu care va fi din ce în ce mai puternică. Pentru că acolo unde se înmulțește
păcatul, harul se mulțește și mai mult. Harul Domnului îl dă poporului său, bisericii. Deci, chiar dacă în jur va fi tot mai greu, ca și popor al Domnului, să fim încurajați că vom birui prin puterea Domnului. Dar este important să fim în unitate, este important să nu mai stăm izolați, este important acum să fim conectați ca și trupa lui Hristos. Asta este un cuvânt, să zic, strategic pentru noi acum, să fim conectați în trupul lui Hristos. Iar pentru 2017, am spus, bătălia pentru țară va fi intensă, bătălia pentru Constituție, deci se vrea împărțirea țării, să zic, da? Asta este ce am perceput așa în Duhul, că sunt forțe care încearcă să ne separe. Dar este acum cu atât mai important să fim în unitate, în rugăciune, și de aceea mă bucur de această emisiune, pentru că este o ocazie ca poate mai mulți să primească aceste gânduri și chiar că nu vor fi parte din rețeaua de rugăciune pentru România, chiar dacă se vor ruga în alt fel, dar este timpul să ne rugăm pentru țara noastră mai mult ca oricând. Prea mult ne rugăm pentru nevoile noastre personale, pentru ceea ce vedem imediat lângă noi. Dar lucrul acesta țin de perspectivă, țin de modul în care, eu știu, pregătim viitorul copiilor noștri, al nepoților noștri. Tocmai asta vroiam să vă întreb, că sunt multe feluri de rugăciuni. Rugăciuni de mulțumire, de mijlocire, de laudă, rugăciuni pentru familia noastră, pentru noi personal, rugăciuni pentru bolnavi, rugăciuni pentru țară, pentru cei înălțați îndregătorii. Care o fi cea mai importantă? Și care rugăciunea trebuie neîncetată. Asta e clar. Deci, practic, toate aceste fațete ale rugăciunii pe care le-ați amintit, le putem atinge într-un mod foarte natural, dacă avem o viață de rugăciune cu Domnul. Pentru că Domnul îți aduce aminte. Merg pe stradă și mi-aduce Domnul aminte de cineva. În momentul ăla nu stau să ajung acasă să mă închid în odăiță. Doamne, binecuvintează sau deschide uși de favoare acolo unde este, sau protejează. Este foarte important să fim foarte sensibili, deschiși la semnalele Domnului. Sau, eu știu, mă rog pentru țară și peste în minutul următor mă rog pentru cel de lângă mine. Deci nu trebuie să spunem că dacă nu sunt în unda rugăciunii pentru țară, nu mă pot ruga pentru țară. Deci nu este, Duhul Domnului este cel care dirigează viața noastră de rugăciune. Noi să fim deschiși. Cum am spus, în secunda asta mă rog pentru cineva, peste un minut sau peste o jumătate de oră, poate mă rog pentru o situație cu totul diferită, pentru, eu știu, protecția României la graniță vis-a-vis de orice invazie care ar putea veni. Eu am experimentat lucrul acesta și nu știam ce să cred despre aceste dorințe care îmi vin. Aveam o perioadă în care trebuia să mă rog pentru copiii mei, pentru examenele lor, pentru viitorul lor, pentru căsătoria lor, și acum o mai fac. Și dintr-o dată îmi veneau așa niște cuvinte de rugăciune pentru țara noastră, pentru ca împărăția lui Dumnezeu să vină în România cu putere în această generație. Și vorbind cu Rodica Volintiru, o femeie a rugăciunii, îi zic, uite, cum să interpretez eu lucrurile acestea? N-ar trebui să-mi văd eu de pătrățica mea și să nu alunec? Și ea mi-a spus așa, nu, Domnul îți va rezolva și problemele tale, dar dacă tu simți cuvinte și empatie pentru o altă cauză, poți să te rogi pentru că Domnul acopere și cauza ta cu... Exact. Și asta am experimentat de multe ori. Poate am avut pe lista de rugăciune, să zic, priorități directe legate de familie, de lucrarea în care sunt implicată. Și uneori ne rugăm mult cu soțul și uneori când ne rugăm cu soțul, pornim să ne rugăm pentru Alfa Omega și ajungem cam prin alte părți de multe ori. Deci, dar este ok, pentru că Dumnezeu poartă de grijă și nevoilor noastre ca lucrare în care suntem implicați și răspunde la rugăciunile care au fost făcute pentru alte situații. Copiii mei, când erau mai mici acasă, fiind la dragostea din tâi și pentru Israel, la masa de prânz, când eram împreună la masă, mă rugam și pentru Israel. Și am rămas celebră remarca fiului care spunea, mama, mi-e foame, azi nu pentru Israel. Da. Dar zic, când Domnul spune pe inimă să rogi, nu sta să analizezi, e potrivit contextul sau nu. Roagă-te. Nu știi care este nevoia cuiva în acel moment. Exact acest lucru îl vrea Dumnezeu de la noi. Să fim așa de disponibili. Dacă momentul următor simți să te rogi pentru Turcia, fă-o.
chiar că n-ai, nu știi pe nimeni acolo. Dar îți va spune Domnul un cuvânt cheie. Și mai este încă un lucru. Nu e nevoie să facem rugăciune excesiv de lungi. Dacă nu mă rog jumătate de oră, n-are efect. Uneori ajunge o singură frază. Să nu mai fim așa de religioși. Dumnezeu are așa multă creativitate în modul în care El dialoghează cu noi. Uneori ajunge un singur cuvânt. Doamne, binecuvântează-l sau păzește-l. Am avut un accident de mașină în 2013. Veneam de la conferința de femei de la Mamaia și într-o curbă, n-aveam viteză, era drum uscat, pur și simplu mi-am țepit din volanul și am ieșit în peisaj. Dar am fost așa de conștientă că este ceva ce îmi blochează volanul și atunci am zis, Iisuse, apără-ne Tu acum. Am avut o pace extraordinară în suflet atunci. Și nici o teamă, nici o panică, absolut nimic. Și mă uitam cum am ieșit de pe drum, n-am răsturnat, am intrat într-un zid de piatră, n-am pățit nici care nimic, am fost efectiv protejați într-un mod supranatural de Dumnezeu. Și am știut, am primit instant psalmul 23, când vom trece prin valea umbrei morții, nu ne temem niciun rău. Cerul a încercat să atace la viața noastră, dar Domnul ne-a izbăvit. Deci, de asta zic, a fost o rugăciune scurtă, da? Putea să fie doar, Iisuse. Sunt și motive pentru care rugăciunile nu sunt ascultate. Sau rugăciuni care întârzie să primească un răspuns. Ce putem spune persoanelor care se confruntă cu astfel de situații? Rugăciunile care apare nu sunt ascultate. Da, sunt și rugăciuni care nu sunt ascultate pentru că este scris că dacă suntem... avem păcat în viața noastră, Domnul ne ascultă. Și un păcat care este poate mai trecut cu vederea de creștini este păcatul neiertării. Dacă avem neiertare în viața noastră, s-ar putea să avem probleme în rugăciunile noastre. Să nu putem să fim auziți. Domnul nu poate să ne răspundă. El ne aude. În harul Lui și în îndurarea Lui ne mai și răspunde, dar în primul rând El vrea să ne facă conștienți că noi trebuie să ne punem în ordine. Să ne punem în ordine viețile. Poate ai păcatul mândriei și de pe poziția mândriei te rogi pentru cineva punându-l jos sau judecându-l. Este o rugăciune greșită. Te miri că n-ai răspuns. N-a fost chiar o rugăciune potrivită. Poți să te rogi de multe ori o dorință. Doamne, și o împachetezi frumos și religios și îți expui dorința. O argumentezi și da, mi s-a întâmplat și după aia am constatat, zic, Doamne, iartă-mă, că în fond eu ți-am cerut să îmi faci ceva ce poate mi-am dorit să fie în felul acesta. Să nu-L condiționăm noi pe Dumnezeu, să lăsăm pe El să lucreze cum știe El. Când poate mă rog pentru o persoană, sunt foarte multe cazuri de oameni bolnavi și ne rugăm pentru vindecare și Domnul este Dumnezeu care vindecă. Dar sunt situații în care Dumnezeu nu răspunde în felul acesta la rugăciune. Persoana respectivă poate pleacă acasă fără să fie vindecată. Dar este esențială vindecarea sufletului acelei persoane. Poate că e o dimensiune la care noi nu ne gândim. Sunt situații în care Dumnezeu răspunde, dar în mod diferit decât ne așteptăm noi. Ne rugăm uitându-ne într-o direcție și răspunsul vine din altă direcție. Dumnezeu așa găsește cu cale să facă niște lucruri. Apoi mai este și un timp al Domnului pentru răspunsuri. De exemplu, ne-am rugat și ne rugăm pentru trezire și aparent nu vedem mare lucru, dar este ca, rugăciunea noastră este ca un puzzle. Domnul are multe lucruri de pus împreună ca o trezire majoră să vină în România, până când nu este un context deja pregătit. Dumnezeu aparent a întârziat această trezire mare în România, pentru că foarte mulți o așteaptă și este aproape, vine în curând. Va veni la pachet poate și cu forme de persecuție care nu ne vor place prea tare, dar asta vin curând. Noi ne rugăm, Doamne, adu trezire, dar uităm că vor veni și alte elemente de felul acesta. Asta, apropo de trezire, în anii 2009, la început, când a venit criza economică și peste țara noastră, la un moment dat am spus, noi ne-am rugat ani de zile pentru trezire.
Și iată că a venit criza economică. Când te trezește cineva, nu-ți place, nu vezi bine, nu ești foarte confortabil. Și eu chiar și această criză economică, care pe unii a atins mai mult, pe alții mai puțin, am considerat o parte din acele lucruri neplăcute care vin să ne pună mai aproape de Dumnezeu. Așa este, Dumnezeu scutură acum, clatină din temelii lumea. Vedem ce se întâmplă în Europa, vedem ce se întâmplă și în țara noastră. Sunt lucruri care sunt clatinate puternic. Dar în scopul acestor clătinări puternice este ca să ne punem încrederea în Dumnezeu, să ne uităm țintă la El, pentru că El este Cel care nu se va clătina niciodată și credința noastră în El ne va ține. Deci e o vreme când trebuie să ne cunoaștem foarte bine identitatea noastră în Hristos, să ne înfingem rădăcinile noastre în Hristos, cum este, cum spune Scriptura, să fim ancorați profund în dragostea Lui, să avem o relație personală cu Domnul foarte vie și puternică, pentru că atunci nu vom mai fi clătinați de toate lucrurile care se vor schimba în jur, pentru că vor fi clătinări tot mai puternice în jurul nostru. Deci nu ne așteaptă vremuri de lapte și miere, dar pentru cei care sunt ai Lui, Dumnezeu are o promisiune că ne învață și ne va purta de grijă și vom umbla în mod natural, în supranaturalul Lui. Asta este o dimensiune în care Dumnezeu vrea să intrăm, să intrăm corporativ cu toții. Și asta se poate, este foarte la îndemâna fiecăruia. Important este să te apropii de Dumnezeu, să îl cauți mai mult, să îți dorești să-L cunoști mai mult și atunci Dumnezeu abia așteaptă să vină în întâmpinarea noastră. Nu este, cum zic, Dumnezeu nu este mai deschis pentru unii și mai retras și mai distant pentru alții. Dumnezeu este plin de dragoste și depinde de noi. Dacă vrem să ne lipim de El, dacă vrem să ne apropiem de El sau nu. Și în final, modul în care noi ne uităm la Domnul, modul în care noi ne relaționăm la El, ne va ajuta și ne va aduce binecuvântarea Lui în viața noastră. Dacă deschidem ușa doar puțin, Doamne, am nevoie de Tine acum, după care lasă-mă că-mi voi de treburi, atunci Domnul atât se implică, nu dă buzna, numai ce rău dă buzna când deschizi o ușă cât de mică. Dacă deschizi inima larg, Doamne, vino, tot ce am ești Tu, tot ce vreau ești Tu, vreau să fiu în voia Ta perfectă. El spune că am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut ca prea iubiții Lui să-și cerșească pâinea. Dumnezeu este specialist în a purta de grijă în situații imposibile copiilor Lui. Și nu avem de ce să ne temă. Dar cheia este viața noastră de părtășie, de relație cu Dumnezeu. Ne-a rămas încă puțin timp și nici nu știu unul dintre cele două lucruri importante pe care să mai le am, cred că sunt mai multe. La un moment dat spuneați într-un articol pe care l-ați scris acum recent că vedeți o fereastră de binecuvântare deschisă peste România. Da, o fereastră de har, am spus, o fereastră de favoare pe care Dumnezeu a deschis-o peste națiunea noastră și asta a fost în 2014. Spuneam, au fost cei 70 de ani post-comunism, da? Dar care nu va rămâne multă vreme deschisă și este nevoie, este înțelept să profităm de ea din plin. În ce sens? Să dăm năvală în a duce vestea bună, să profităm de libertatea pe care avem ca să putem comunica ceea ce avem noi, că avem pe Hristos în noi și este viață, este speranță, este nădejdea noastră vie și oamenii au nevoie disperată de speranță. Să nu mai ezităm, să nu ne mai ascundem între ziduri, este nevoie să dăm năvală, împărăția lui Dumnezeu să ia cu năvală. Năvala aceasta înseamnă dăm busta în societate, acolo unde sunt oamenii aceștia pierduți, cu vestea bună a lui Dumnezeu, a mântuirii, a dragostei lui Dumnezeu, a izbăvirii, a harului Lui. Deci de asta am spus că este o fereastră de har pe care așa am perceput-o că nu va fi mult timp deschisă peste țara noastră. Posibil să experimentăm niște limitări în exprimarea creștină în timp sau eu știu ce alte lucruri vor fi. Un exemplu este Rusia, da? În 2016 s-a întâmplat brusc și fără avertisment, în iulie cred, s-a dat o lege prin care creștinii nu mai au voie să facă evanghelizare în public,
nu mi-au voie să le întâlnească în case la rugăciune. Vecinii care observă că se adună oameni în casă la rugăciune trebuie să raporteze autorităților, pentru că altfel vecinii sunt arestați. Misionarii care merg în Rusia trebuie să prezinte la securitate și să-și prezinte planul de acțiune și intențiile și dacă sunt aprobați. Da. Deci e o formă de persecuție care a apărut brusc într-o țară aparent liberă, să zicem, la un punct. Da? Noi oarecum, și asta e un alt gând pe care l-am avut acum și mi-aduc aminte de el, noi trăim în această libertate cu poate o nonșalanță prea mare și avem impresia că lucrurile astea sunt ok, democrație, n-au cum să dispară lucrurile astea peste noapte. E, vestea este că lucrurile pot să dispară peste noapte, toate aceste libertăți. Cum s-a întâmplat cu zidul Berlinului peste noapte, exact. Și au fost despărțiți pentru zeci de ani. Percepția a fost chiar că umblăm pe o poșghiță subțire de gheață și nu știm când se rupe. Deci dacă noi nu suntem pregătiți, dacă noi nu avem o relație puternică cu Domnul, dacă nu ne rugăm foarte serios pentru România, eu sunt convinsă că dacă astăzi avem pace în țară, este din pricina nenumăraților copii al Dumnezeu care s-au rugat în România pentru pacea țării. Dacă vom avea pace anul viitor, va depinde de rugăciunea noastră. Noi vrem pace, dar nu ne-o garantează nici NATO, nici Uniunea Europeană, ci doar Dumnezeu. Și haideți să fim înțelepți și să ne rugăm mult mai mult decât până acum. Eu știu, un business mai poate să aștepte, dar dacă Domnul te cheamă să te rogi, fă-o. Deci spuneam, această aparentă siguranță pe care o avem și liniște și garanțiile democratice pe care le avem se pot risipi ca un fum. Și exemplul Rusiei a fost concludent. Deci a fost pentru noi, ar fi trebuit să fie un semnal de deșteptare puternic. Din păcate, nu s-a prea știut mult la noi în țară treaba asta. După aceea, faptul că în Statele Unite acum a fost ales acest președinte care probabil va fi instalat în funcție în ianuarie 2017, percepția pe care am avut-o este că e o fereastră de har deschisă pentru lucrarea creștină în continuare. Este o extensie a timpului de har pe care îl dă Dumnezeu creștinilor din lumea întreagă. Pentru că prin omul acesta cred că Dumnezeu va lucra niște principii, niște păstrarea unor libertăți de exprimare a credinței creștine încă pentru o perioadă de timp. Vă mulțumim mult, doamna Mirela Pețan, ne-ați făcut așa o imagine de complexă asupra responsabilității de a ne ruga și nici nu știu cu care să concluzionăm, pentru că timpul a expirat deja. Mi-a plăcut mult și gândul, și pentru că suntem acum la sfârșit de an, cu neiertarea, rugăciune ascultată datorită neiertării. Și e bine să ne facem o verificare, da, dacă n-am iertat pe cineva, oare câte multe dorințe și rugăciuni și binecuvântări de la Dumnezeu așteaptă undeva blocate datorită neiertării noastre și apoi toată responsabilitatea de a ne ruga și de a mijloci pentru țara noastră. Dumnezeu să vă dea un an de izbândă și de rugăciune ascultate la rețeaua de rugăciune pentru România și așa cum scriem psalm, noi vom flutura steagul și ne vom bucura de biruințele pe care Dumnezeu le va aduce. Așa este. Mulțumesc din suflet pentru că ați acceptat invitația noastră. Un an nou binecuvântat și fericit. Mulțumesc, la fel și studioului Credo și tuturor celor care sunt într-un fel sau altul copiii Domnului, de oriunde ar fi ei. Domnul să binecuvinteze pe toți cei care și-au pus nădejdea în Domnul nostru Iisus Hristos. Așa să fie. Dragi prieteni, ne luăm rămas bun în această ultimă ediție a anului. Vă doresc un an nou binecuvântat, încărcat cu pace, cu lumină și în care să nu uităm să practicăm neîncetat rugăciunea așa cum ne-a învățat Domnul Iisus. Să fiți binecuvântați, vă așteptăm în anul ce vine la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.